Atenție, vin înghețurile! Sinopticienii anunță că pe data de 18-19 aprilie se vor înregistra înghețuri. Temperaturile nocturne vor coborî până la minus 2 grade. Avertizarea a fost făcută de către Serviciul Meteorologic de Stat. Noaptea va fi cam răcoroasă, cu condiții de îngheț în aer și la sol. În aer, intensitatea înghețurilor va fi de până la minus 2 grade, iar la sol, pe arii extinse, temperatura va scădea până la 0-4 grade. Între timp, specialiștii bat alarma și afirmă că înghețurile ar putea afecta pomii fructiferi. De aceea, atenționează agricultorii să ia măsuri pentru a preîntâmpina distrugerile. În perioada respectivă, când se preconizează înghețuri, în orele de dimineață, la orele 4 dimineața, din început a face focul. Accent TV s-a interesat dacă fermierii din Durlești sunt gata să-și apere viitoarea roadă. Se dau foc la paie pe împrejurul viezei și se mai udă, se fumeje, se ia fum. Și fumul nu de voie să îngheți copaci. Focul trebuie de făcut, că se ia fum. Și gata, și n-ar să îngheți. Potrivit meteorologilor, în weekend ziua se așteaptă vreme frumoasă cu temperaturi de până la 19 grade.